După ce școlile 5 și 6 din Câmpul Lung au fost închise din cauza numărului mic de copii, începând cu anul școlar 2020-2021, o altă unitate de învățământ va dispărea. Este vorba despre școala gimnazială Cede Aricescu, unitate care va fuziona cu Colegiul Național din Nicu Golescu. Școala 2, adică Cede Aricescu, și-a exprimat încă de acum 2 ani dorința de a fuziona cu liceul din Nicu Golescu. S-au întrunit în Consiliul Profesoral, am înțeles că și colegii noștri de la Dinicu Golescu au avut un Consiliu Profesoral în care au votat această fuziune. Urmează ca pe exercițiu anului școlar 2020-2021, anul școlar viitor, în urma unei hotărâri a Consiliului Local și în urma acceptului celor două unități, să fuzioneze, cum cred că era și firesc până la urmă. Absolut toate clasele, cu toți elevii de la clasa pregătitoare până la clasa 8-a, plus elevii pe care Dinicu Golescu i-are deja din ciclul liceal, plus toate cadrele didactice, toți vor fi sub egida Dinicu Golescu. Potrivit inspectorului școlar general, în actuala clădire a școlii gimnaziale Cede Aricescu își vor desfășura activitatea clasele primare. Școala 2 va rămâne, se va învăța în școala 2, nu se schimbă decât titulatura unității de învățământ. Dar copiii vor putea învăța, cel puțin în clasele primare, în școala 2, acolo unde o știm, acolo unde există acum. Iar 5, 8 și liceul, ciclul gimnazial și ciclul liceal, să meargă chiar în spațiile pe care Dinicu Golescu le are acum. Situația nou creată va conduce la creșterea numărului de clase la Colegiul Național din Nicu Golescu. Dacă în prezent aici există câte o singură clasă de gimnaziu, începând de anul viitor se vor înființa câte două clase, începând cu clasa a 5-a. Din punctul meu de vedere, ar însemna o creștere a numărului de clase de a 5-a, pentru că preia o clasă de la școala Cede Aricescu și o clasă pe care dânșii o aveau deja. Deci, din punctul de vedere, corect ar fi ca Dinicu să aibă două clase, începând cu 1 septembrie 2020. În ultimii ani, din cauza numărului tot mai mic de elevi la nivelul întregii țări, au fost desființate sau comasate sute de școli, iar județul Argeș nu face excepție. Din păcate, situația nu este îmbucurătoare nici pentru anii viitori. Potrivit legii, decizia de comasare sau de desființare a unor școli aparține însă consiliilor locale.